Salutare Alba Gang și bine am regăsit la un nou video de League of Legends astăzi. N-am apăsat de... Aolo, vreau să cu redu. Bine, N-am apăsat de foarte mult timp League of Legends și vreau să vă zic că s-a terminat sezonul pentru toți. Deci, de fapt, a început sezonul nou și s-a și terminat celălalt, presezonul. Deci, suntem în sezonul cel nou. După 5 meciuri m-a dat, sunt bronz 1 în momentul ăsta, ceea ce este super, super ok. Adică pot să fac un build, un climb destul de frumos de aici. Nu prea am eu timp așa mult să joc, adică știți că am și un canal de vlog, fac și muzică and all that shit. Deci, stau cam prost cu timpul pentru jucat, dar când o să mai am timp o să mai joc și o să încerc să și filmez. Faza e că eu am jucat destul de mult până acum, doar că n-am vrut să filmez pur și simplu pentru că nu înțeleg de ce și, dar este foarte, foarte mult de hate. Deci, comunitatea de LOL din România este foarte toxică. Efectiv, toți sunt cei mai buni, nu. Deci, toți jucători, cu toată comunitatea este foarte toxică. Nu prea am dat de... Mai dau și de oameni ok, normal, că na, nu se poate chiar tot să fie chiar în farul farul toxic. Yeah. Vedem, mă rog. Beautiful, beautiful, trebuie să-l dau back. Frumos. Bun, interesant. Vayne a făcut first blood. Ok, nu știu cât o să mă deranjeze de chestia asta. Hai să vedem acum cum o să meargă. Și vreau să vă mai zic că m-am decis ca să fac un climb frumos, să joc cu doar cu AD carry și jungle. O să-mi păstrez main-uri, adică o să main-ul meu e AD carry în momentul ăsta. O să joc AD carry, știi, la modul am o pauză de la jucat peste toate lane-urile în rank. Dacă vreau să joc alte lane-uri, nu o să joc în rank, pentru că mai bine mă perfecționez pe un lane, știi, pentru a face build. Să urc. După, dacă e, pot să joc și cu și alte lane-uri, după ce o să învăț și toate chestiile astea, după ce o să mai urc ca să am și o echipă mai decente, nu all that bullshit, you know. Și după, du-te, mă, pisici. După toate chestiile astea o să mai după ce o să mai urcăm, o să joc și în rank cu mai multe build-uri, mai mult. What the fuck? Ce din ăsta nebun? Vai! Vai cum joacă Thresh. Ok, chestia aia m-a prins urât rău de tot. Hai să facem așa. O să am nevoie să mult pe lei. Vai doamne, ce predic mi-a dat Thresh. Adică la modul, mă așteptam să dea încolo în jos, dar a dat-o sus, apare, nu știu de ce. A făcut un predic foarte, foarte bun, bravo lui, nu știu ce să zic. După ori, nu bate. Oh, what the fuck, de ce a stat? Nu știu cum e interesant. Sunt fericit măcar că au luat kill. E destul de important și meciul ăsta, mai am nevoie de două meciuri. Mai am nevoie de două meciuri pentru a ieși din... pentru a intra în serii. Deci eu, în momentul ăsta, deci Thresh ăsta este a pain, yes, bro. Deci este extrem de important. Cred că nu știu cum o să fac. Pentru că Vayne are level 3. Ceea ce este extrem. Eu nu pot să iau minimum, știu, nu am damage, nu am nimic. Să încerc, de fapt. Ok, așa. O să-mi iau EU, clar. Bun, asta o să-și iei acolo toate nebunile lui. Nani. Nu știu dacă ați ascultat ultima... Băga-mi și piciorul! Nu știu dacă ați ascultat King's Death, dar este da. Cu Future și cu toți nebunii. Bun, hai să mă concentrez și pe joc, asta mă interesează un moment. Să nu-l mai las pe nebunul ăsta să facă predicturi. Pentru că predicturile lui ne vor strica meciul. Fiindcă e bun Thresh. Thresh e bun, ați văzut, predictul ăla a fost awesome. Nu mă așteptam să nicio formă să ne ia acolo. Dar, apparently, yeah, uite așa, asta trebuie să fac eu, practic, să nu-l las să mă ia, mă. I-am dat Q-ul ăla, nu vreau pentru mine, ok? Bun. Shit, nu tot mălează asta, dar nu-i spune mai întâi de asta. Păi de ce, mă, se joacă asta cu mine? Eu am 13 farm, hai că măcar încerc să-mi iau tot farmul să nu ratez, adică și el farmează foarte bine, și Vayne farmează foarte, foarte bine. Deci, that's bullshit.
Dar e cu level-le peste mine, momentan, dacă nu-și dă bag nebuna și face ăsta un gank, ne revenim. Că pot să fac două kill-uri. Dacă își dă bag, nu ne revenim, pentru că o să fie foarte mult în fața mea. Ok, nu mai las să mă prindă de ușor. Dar părerea mea o să fie cu prea mult în fața mea pentru a putea face ceva. Mă uit pe hartă și aparent nu se întâmplă, adică nu pot să mă duc eu să ajung prea departe pentru mine. Bun, ah, n-avea cum să iau. Dar și Rakan, nu Dani? Ah, n-are, stai că ăsta e AP. Bă, ești nesfârșit. Ia-o tu pe asta, mă. Shit, ok, bun. Bine jucat. Bine jucat. No! Am ratat, nu m-am dat seama cât de repede. Am vrut să ratez ăla, mă rog. E ok, nu e sfârșitul lumii. Trebuie să ne concentrăm și să ne băgăm poțiuni pentru că noi mai avem de stat pe lane. Și... deci dacă mai avem de stat pe lane, să băgăm poțiuni, boss. Și să nu ratăm farmul sub nicio formă. Deci Rakan, dă-te dracul la o parte din fața farmului meu, că mă stresezi în puii mei, ce te toplim în față? Aloc, n-ai vere? Băga-mea și piciorul, uite și tu cum ratez ca bou și eu. Bă, hai să încerc să fac un mic freeze la farm. Interesant. Mă bazez pe Rakan, poate știe și el să joace, că am nevoie de suport, clar, nu știu, stau bun. Ia, dă-i mă drumul. Băi, Winter Walker, ia? Ok, ok. Nu i-am dat nimic, dar... oh, doamne, deja luat. Șansele mele... șansele mele sunt foarte mici să mai bat pe asta. Băi, frate, cum am putut să mă iau pe ăla, serios? Minion nenorocit, nu m-a lăsat să-mi iau farm? Încă un... na! Na, na, na. Baby boy, stai liniște. Cine este? Aolo, dacă dau nas nas cu ei, e groasă. Boss. It's a big dick. Word. Bun. 54 farm, eu 38, clar. Bă, e mult rău tot în față, mă. Nu cred că mai prind pe asta. Doar dacă fac ceva, wow. Bă, dar uite, n-am damage. Și oricum eu acum s-o omor, cred că greu. Cred că pot dacă îi dau poke-uri. Nu o să ne prind așa de ușor, că l-avem Rakan, avem și eu, avem și eu ambele spell-uri. Dar mi-am dat seama ce să facă, doar că eram deja foarte prost poziționat. Deci ok, o să încerc să dau freeze. Yo, baby! Wow! Well played, doamne, Rakan, frumos! Du-te, dracu! Frumos, amândoi am jucat-o superb asta. Ăsta a fost outplay, adică Vayne fi dat în halul ăla, iar noi i-am făcut outplay-ul ăsta. Du-te, dracu, frumos. Dar lasă-mă să iau și eu ceva, turetă și minioni. Enervant sunteți. Bun, hai să măcar să pușez ceva aici ușor, ca altfel. Bun, ia ce ăsta. Nu, no, lasă, stau back. Bun, doamne, ce outplay. Outplay. Nice job. Bun, hai să ne luăm Befestor, hai să ne luăm Boots of Speed, hai să ne luăm un dagger și să mergem pe 3 din astea. Outplay, acolo frumos și Q-ul al meu. Cirașa de pe tort. Acum avem și ultimata, deci nu o să ne mai scape la momente de genul ăsta. 51 cu 61, iar două kill în schimb, ceea ce o va avantaja grav, dar totuși sunt Caitlyn și dau counter full. Deci, nu pot să zic că o avantajează așa mult. Vedem acum ce își cumpără, dacă își mai cumpără critică, da, o va avantaja destul de mult. Nu, și la pic, este foarte proastă. Deci dacă nu la critică, credem o bătea de mult cam pe mine. Nu știu, acum vedem. Vedem ce o fi.
Dar o să stau concentrat la meci și nu o să mai stau pe alte subiecte, că nu asta mă interesează. Fiindcă meciul trecut, de exemplu, am stat concentrat pe alte subiecte ca idiotul și n-am fost deloc concentrat la meci. Am filmat, era un meci cu Lucian, am avut 3-0 și după aia echipa a pierdut. Bine, puteam să car, dar v-am zis, n-am mai fost concentrat la meci deloc. Uite că mi-a salvat acolo un Siege Minion, îți mulțumesc pentru Siege Minion ăla. Că știi și voi că e important Siege-ul. King's dead. Asta că nu ne vorbim. Totuși, s-a zis, nu? Că suntem oameni. Yeah. Îmi place de Rakan, joacă bine. Poate mai joc, sper, nu știu. Dacă mai joc omul sau ceva. Dar hai să mai filmez și eu pentru voi. Chiar n-am mai filmat de mult timp. Nu știu de ce, v-am zis. N-avem 61 minioni? Sau 51 aveam? Nu am 51. Și n-am mai fost de atent. Dar cum naiba a trecut asta cu atât de mult peste mine? M-a scăzut minionii, or what? Parcă avem 61, mă! Cred că doar avem impresia. Bun, hai să-l luăm ăștia, să mă stiur că nu ratez nimic, da? Că totuși nu prea mai îmi permit să ratez în momentul de față la cât farmarea asta peste mine. Bă, bă, că nu e, stau SS. Știi, să-mi iau farm-ul neapărat, să nu-l ratez acum. A, uite, uite, uite. Puteți? Puteți? Bă, cred că se descurcă, cred că pot să pușez wave-ul. Nu mă interesează să fac asta, trebuie să fac cât mai repede. Bun. Bun, are sens să vin? Nu, ok, hai să pușăm în continuare. Bine, așa farmul de pe mid totuși, nu fac mare combinație. Bine, și ăla care nu o să o lase să farmeze. Cine e ăla, nu știu, cred că e la oi. Da, e la oi. E la oi pe mine? Nu, e eco. Mă, și miram. De aici iconița părea lui la oi. Nu știu, să dau aici niște bucăți în turn, câte pot și eu. Să nu vină ei și trece, dacă au venit, am pierdut-o. De-aia mai bine, hai să mai dau ultima bucată și plec. Pun ward. Pun ward. A, uite unde ăsta. Hai să-l luăm. Nu-mi plac ordurile astea. Tremeros le spargem cum le vedem. Bun. Bun, are 83, eu am 81. Mi-am revenit cu farm-ul, ceea ce este extrem de bine. Adică a fost ea ahead, dar la început, datorită invade-ului pe care au reușit să-l facă. Bă, nu se dau din asta așa, nu, nicio șansă. Adică am început să mă prind, adică e bunicel la cure, nu pot să zic, nu? Vedem în late acum, în late va fi mai greu să-i dau dodge-uri, clar. Acum în early pot să fiu atent lejer, în late vom vedea care este schema. Totuși fii foarte concentrat la joc, știi? Să stai să te gândești la alte subiecte, cum fac eu când filmez, știi? Că na, eu filmând vreau să mai pot să și vorbesc cu stai. Am crezut că e Orion, ok. I got my ult. Nice. Nu o mai prind. Dacă nu-mi dădea mie focus, o băteam, da. Mi-a dat mie focus turnul. Mă rog, ok, a luat ori două ochiile. O va ajuta, zic. Bă, bă, cineva pe acolo. Bă, l-am băgat și eu. O, din asta, o poțiune. E ok, că o să ne batem cu ei pori aici. Ok. Ia, ia, ia. Dă-i pe el, dă-i pe el. Ia uite-l, bă. O, doamne. No, dacă prindeam ăla. Doamne, ce le știi făceam dacă o prindeam. Nici e. Dacă îi prindeam eu ăla, cred că îl prindeam. Cred că îl băteam, nu că îl prindeam. Bun, hai că plec. Și mi-au și full na, nu pot. Mi-au Berserker Griffs și mi-au Cloak of Agility și cred că pickaxe, nu știu dacă am bani. Nu cred că de amândouă. Dar de Cloak of Agility sigur am, da, e decent. Mă plâng, mai luăm o din asta ca să putem sta pe lane, să ne cumpărăm mai multe data viitoare când dăm back. Și ne întoarcem pe bottom. 94 farm, Vayne are 89, sunt în fața ei. Ea are un kill în plus, deci nu știu cu cât sunt în fața ei, nu scu așa mult. Hai să vedem. Deci are Infinity Edge-ul. Nu e așa mult, ia să vedem cât AD are pe lângă mine. Are 150, am 123. Da, prin care e Infinity Edge-ul. Și 20% critic, eu am tot 20. Dar în schimb am mult attack speed. Ea are 1.8, ba nu, are 1.8, mai mult ca mine.
Deci practic este în fața mea, doar practic, că teoretic sunt Caitlyn și o bat. Adică, na. Ia vină, mă. Ia uite, mă, ulei așa, mă. Ia, ia, ia. Asta e nașpa cu ei. Prea multe Q-uri, nu-l vezi unde e, nu știu unde să-ți dai E-ul. Foarte nașpa cu ei, urăsc să joc contra lui. Mai ales când sunt AD carry. Da, hai să vedem. Și mai ales dacă e un Ify dat, are două acum. Două pe noi. Nu era fi dat, dar este acum, ceea ce e nașpa. Nu-l ia. Ba da. Hai că supraviețuiește, că aia îi dă din câte știu armură. Și Magic Resistance, mă rog, nu prea contar Magic Resistance-ul, da. Pe, ia să vedem pe Ornn, Ornn cum o duce, Ornn are 0-1-2, măcar n-ar fi dat, a farmat foarte bine, ceea ce e bombă. Vă că ăsta a farmat foarte bine și la noi foarte bun, în schimb este Wukong, are 5-1, 4-0 Orianna și eu 2-2. La ei doar Vayne are 2, are și ăsta 2 și la oi 2, e o echipă bună rău de tot în comp. La modul, au pe ăsta, ăsta cu stun-ul, nu prea știe să joace, văd. Da, opei la oi care văd că rupe și la oi mă bate, mă strică. Na. Oh, doamne. Oh, doamne. Oh, doamne, de ce n-avem moarte? Oh, doamne. Pot să cumpăr o dancă, nu? Ba da, pot. Oh, doamne, de ce n-avem moarte, oameni buni? Sunt Caitlyn. Am uitat să cumpăr asta, dar totuși, de ce trebuie mordur? Mor pe treaba asta când nu văd orice. Uite, eu vreau doar să văd dacă e acolo ceva sau nu, știi? Ați văzut cum am dus și am pus toți. Puteam să scap? Nu. Uite, știu cât am astacul s-a produs doar din cauza unui simplu orice. Să vin și eu, nu știu dacă reușesc să fac asta. A reușit să dau un e foarte bine, l-am dat în spate. Am vrut să încerc să dau 7 pe minimap, să-l dau în spate, gen, dar nu mi-a ieșit. Asta mi iese de obicei cu... e foarte ușor cu aia, cu Nidale și cu Lucian mi iese. Bine, cu Lucian trebuie să dai în față, dar cu Killing, fiindcă trebuie să dai în spate, ca să te duci în față, e mai complicat, văd. Nu știu, bine. Te rog eu, nu? E al meu, te rog, mulțumesc. Măcar pe ăla, știi? Țin la el. Hai să vedem. Veni și revine. Veni și revine, ceea ce e nașpa. Rakan nu mai stă cu mine, ceea ce este și mai nașpa. Dacă ar fi stat cu mine în mai multe faze, putem să facem multe chestii interesante. Dar omul s-a decis că nu mai e nevoie. Și nu știu. Da. Na. Oh, doamne. Oh, doamne. Nu? A, n-are cu ce să mă ajute, nu? Nu știu ce abilități are Rakan, jur. Serios, aveai și tu ai fugit în loc să mă ajuți. Ai preferat să faci asta, serios. Bun. Măcar l-avem pe Orange și poate mi fac mult în Age. Hai să luăm acum, ne facem asta. Mergem pe ăsta, vreau atac cu la bombă. Vine o boss, stai niștit. Se simt cam position. Bun, că echipa mea nu se poziționează, trebuie să am... stau eu să fac. Faza e că eu mă duc să fac foarte multe, știi că adică ceea ce greșesc oarecum. Zic oarecum. Go for it, go, 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 go. Tu că stai aici. Bro, you fucking stupid monkey. You afraid of going in. Erau doi proadei și eram pe spate, dar, da, mă rog. O să încerc să pușez și să pun un ord aici acasă. Mamă, 3 minute se încarcă alea? What the fuck? Blue shit. Bun. Oh my god, ce-i pe mine? Bă, botul pușa n-are sens. Mă întorc aici. Mă duc eu. Se ajut pe ăștia cu ultimata cu ceva. Ăla așa a ultimat niște pancuri. Asta e geniale cu ai puteri supranaturale. Asta e de proastă. Nu e ok, bro.
2. Bravo. Am încercat. Am zis că poate nu știe la step 1. Mai să-i și cazul de asta. Nu cred câtă viață are. Bă, ștoarfă, treci încă atus. Ce apa atacă, nu scap. Aia că de ești ștoarfă. Câtă viață crezi că ai? Ți-ai zis că ești tank, dar ești chiar așa. Ie, ie, go. Nu că e I. Dar de ce, de ce să fugim în toți? Serio, bine, aia ăla n-avea viață, dar Turacan. Că practic e una de carry și un a suport contra I și un suport. Oricum mai bun trade decât Rakanul meu, în părerea mea. Rakanul meu e mai autist așa el de felul lui, dar e ok, îl înțelegem, îl iertăm. Deci ne luăm asta, nu cred că o să luăm anti-tank. Da, mă, m-a prins. Că eu sunt dubios de prost, știi? Deci m-a prins. Bun. Cât am, mă? 3.300, mai am de stat dacă vreau să iau ăla direct. Redemption, nice, bun. Redemption e bombă ca item. Batem sau sal? Oh, bă, tu bine s-o gândi, tot era 7.42. Dar n-am avut deloc somn, ok. N-am pus doar în loc asta. What the fuck, bitch. No. Nu e ok, one and go. Rakan, Rakan, Rakan. Uite, avem viață. Avem întâlniu, dar... Redemption. No, nu, Orn, nu faci față, Orn, 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 nu, nu dai damage. Uite topul, Orn. Mergem pe asta și pe asta. Hai să vedem, facem damage. Kate useless, serios? Eu eram aici, am venit pe aici, pentru că am crezut că fa... Chiar e faza, ei fug foarte mult, știi? Iar eu nu sunt obișnuit să fug, mie nu-mi place să fug în... Jocul ăsta este stupid, stau, fug în pui mei. Iar eu mă duc și ce fac eu? Eu rămân ca prostul, știi? Că, na, ei fugind toți. De-aia mor ca idiotul. Aici poate și eu găsesc. Ia să joc eu mai pasiv, ce n-ai bă, mă tot bat cu ei atâta, știi? Eu mă tot zdreanță ăsta, că cred că îl bat de să-i fac fel. Ok, hai să joc. Dă mă tot zdreanță ăla. Te concentrăm pe joc, mă, că ce sensare. Uite deci tu 3 pe lane. Nu e frică să se bage. Și este tank. Despre ce vorbesc? Na. Nu dai despre ce am vorbit. Hai să merg pe bot să farmez. Momentan n-am ce să fac objectives. Nu știu dacă a luat cineva. Nu cred că a luat nimeni ăla Heraldul. Vedem. Bun, noi să ne ocupăm de farmul ăsta de aici. Apetisan de pe bottom. Miss? Yes, not the long shot. Bun, lasă-i pe ei se bată. Că ei se bat numai când eu sunt plecat, știi? Sunt așa de deștepți. Ok, ok. Ok, Vayne, Vayne, tati. Uite, nu vezi? Nu vezi, nu? Nu, Vayne e invizibil. Ok. Ok. O, Doamne! Eco de la 0 cu 3 a revenit, are vreo 7. Eu chiar am crezut că o să-l bat, dar nu-l bat. Ok, deci trebuie să joc foarte pasiv meciul ăsta, pentru că echipa mea a căzut mult. Mult, da, e toxic, dar nu contează. Echipa mea a căzut mult. În urmă. Noi eram foarte în față, dar a căzut în urmă.
If he is not fight with that. Ei stau toți, știi, uite. Uite, ia să bag la bătaie. Ok, ok, interesant, interesant, s-a băgat, e bine, ok. Hai să vedem dacă face ceva sau salt. Nu, nu face nimic, nu e așa. Dă-i pe fraier. Așa, văzut. Văzut că e ușor. Kate stă în spate, dă un damage acolo frumos. Totuși să te bagi. Când ai un tank ca Orn sau Caracan, că și el te rezistă, n-ai bine, e pielea absurdă. Mamă, la baronul, bossule. Bine, măcar am eliminat-o pe la oi, măcar atâta. Dar la baronul, bossule, nu știu cum facem acum. Un Vayne cu 4 cu 5, un E, un... Oh my god, Echo ăla. Bine, pe Echo cred că pot să-l scot în late, cred. Dacă mă fidez, pot. Îl țin meciul, dacă vreau. Și vreau. Hai să văd ăsta. Spawnează aici în câteva secunde, o să mă duc eu să-l iau. Dacă nu, sau sunt prea se voi. Îi las pe ei, că totuși nu sunt Lucian. Sunt Kate în meciul ăsta. N-am așa mare nevoie. Bun, hai să vedem. Următorul item ce vreau să fie. Pot să-mi fac multă nage-ul, dar ăsta mai pe la final dacă am nevoie de ceva. Cred eu. Mă duc înapoi să cumpăr chestii, că tot am bani și n-am ce să fac în momentul ăsta. Ce mă interesează acum? Nu știu, ei au tanci puternici, eficienți? Nu, nu au, ok. Atunci, mergem pe, mergem pe asta, nebunia asta mică de aici. Ne trebuie totuși lifestyle-ul ăsta și damage-ul pe care ne oferă, desigur. Deci, hai să luăm ăsta și după aia BF Sword. Hai să vedem cum facem. Ok, nu te lăsa 33, trebuie să stau mai în spate, ok, să mă duc pe bot, ăștia o să dea jos turnul, n-avem cum să-l protejăm pe ăla, sub nicio formă. Dar pe următor putem. Bun. Ia uite-l mă, ia uite-l mă. O, doamne, o, doamne, o, doamne, ce mi-am dat de mediul ăla. Bravo. Bravo, mă. N-am multa, mă. Bravo, mă. Bravo. N-am făcut foarte mult, dacă kill-uri n-am făcut. Măcar pasifuri. Că mă interesează și pe mine să fac bani acum. Mai bine farmez repede botul, pe tot. Și iau și ăsta. Cât timp? Hai să văd ăștia, de fapt. Ăștia dau mulți bani. Bun. Ok, hai să vedem. Pușăm. Lasă-o băieți mid acolo. Oh my god, iar se bat. E bine. Dar cum ai pășat atât ăștia respawn? Așa repede adică tot. S-a murit. Bun, hai că vin și eu. Ok, Echo este foarte frustrat. Nu știu dacă o ultimată până la acest. Măcar atât. Stau în spate, stau în spate. Papa Echo. Ok. N-are enough, nu mi-ajunge. Nu mi-ajunge ce aveam pe mine, dar am jucat-o frumos. Ok, hai, țineți turnul. Nu, țineți turnul, mă, 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 futu-te în gură, Orn, bă, bă, cât de enervant e ăsta. Coaie, ai cât HP, ai 4K HP în puii mei. Orn, you think yes, fuck, don't be a cheap. Coaie. Bine, acum asta e modul meu, știi, de a nu fi toxic. Eu nu sunt toxic de obicei, știi, adică scriu chestii de genul ăsta, maxim, știi. Adică să mă enervez. This is a vein, yeah. But that is a tower.
Nu te mă omoară sub turn vein, crede-mă pe mine. Sub nicio formă, cu 3 iteme și 5 kill-uri. Nu e vein full build în pui mei. Vein cu 3 iteme. Și tu cu 3 iteme, 4, nu, 3. Are 4 iteme, ia și tu 3 de fapt. Dar, înțelegeți ideea. Credeți-mă că făcea dragul. Uite, ăsta s-a supărat că i-am zis că să nu... Bro, bagă-te, frate. Ești bărbat sau nu? Pare nu. Am nevoie de Bloodthirster neapărat pentru a rezista contra lor. Ați văzut ce bine am făcut acolo pe ilau? Am jucat-o super pe aia. Chiar sunt mândru de faza aia. Bun, asta. Bun, o să fie ăștia pe aici. Bun, trebuie să ne apărăm inhibul. Suntem toți? Da, suntem toți. Bun. Sper să nu fi dat mult la ping-uri. A, dacă eu ești... Adică, bă, ești... Ce? De ce am făcut? Mă rog, hai că se face full down înapoi. Bun, am nicio necesită, da, mai am multă, mă, necesită, din păcate. Mă rog, vreo 400. Bravo, mă! Bravo. Place mult de tot, Kate. Sincer, te pot poziționa foarte ușor cu ea, cu range-ul ăsta. Deci cu range-ul ăsta și cu abilitatea de a scăpa cu EU, Caitlyn is beautiful. Caitlyn is a motherfucking carry. Deci stați voi, Ornn nu moare, n-are cum, nu-l bate nimeni pe Ornn. Don't be a pussy, Ornn. Born, nu mai fi un pussy. Joacă ca bărbați, că nu te omoară nimeni, crede-mă. Ești prea fidat, prea ce nu. Nu, nu, nu. Uite, mă, pe ăsta, mă. A, doamne, mi-am luat-o. Bă, măcar am blocat-o pe aia acolo. Am blocat. Ok, e că mi-am luat și o Bloodthirster foarte important aia pentru mine, mă, da. Și următorul item, am zis, mergem pe un Runnan's Hurricane. Deci mergem pe Runnan's Hurricane și după pe... După pe un Guardian Angel. Ia așa că e mai e foarte importantă critica. Știu că vine naiba să ce e asta. Nu mai întrebe. Boom, bang. Și de murdăria dispare. Hai, hai, hai. Hai, Caitlyn, spawnează-te să prind și tu farm. Bravo, i-au bătut pe ea foarte tare. Mă duc eu aici, pușați. Sau bă, ăsta ceva, nu știu. Am că ceva farm tot prin nici nu. Bun. Altă viață, bro. Frate, mai bat Caitlyn în momentul ăsta, na? Bun, luați ăla. Foarte important e dragonul ăla. Vă rog eu frumos, luați-l. E dragonul ăla care ne dă damage. Și eu am nevoie de damage. Deci, vă rog, luați-l. Avem 244 în momentul. Am eu 244. Vreau să văd cât de mult îmi dat-o. Deci, 244. Hai să vedem după ce-l ia. Îl ia, nu? Da. 263. Difference, bro. 20 damage, nu cont, 20. Sau, mă rog, 9. Nu, 20 sau 9. Bun, hai că vine, hai că vine. Mamă, nu știu cum vă faci. Nu, nu vă faci niciodată, bravo, bravo, mă. Bun. Uite ce înseamnă tank într-o echipă, frate. Tankul e meta, bro. Deci, tank is fucking meta. Înțelegeți? Tank is important. Nu că eu o stare pe de numai de la nivel. Îmi place să-l iau. Vreau să-l încercam. Nu. Vă rog, nu. Bravo. Două, doamne.
Bravo. Easy, bro. Easy match. Frumos. Foarte mișto match, îmi place. Se joacă frumos. Și e problema, am făcut upgrade la calculator. Mi-aș zice doar am... am 100 și ceva de frame-uri. Nu e, nu e un puțin sau ceva. Băi, și filmez momentul ăsta. Am vreo 200 dacă nu filmez. Dar totuși, am puține pentru bestia pe care am. Bine, am 1080, am 1060, asta cred că nu aduce atâtea frame-uri în jocuri obligatoriu. Dar am 16 GB de RAM, foarte multe chestii, bombă. Doamne, că îi dau la ăla. De pușul. De pușul ăla puternic. Înțelegeți voi la ce mă refer. Hai să pușim și bot exact. Nu, hai că eu mă duc, top. Mă duc top eu. Luăm ăsta. Ia-l. E așa asta. Am upgrade-ul ăla nebun. Mulțumesc, porn. Aia, ți-ai dat tu TP ca și gust. Mă rog, ia du-te tu. Oricum nu prea ai iteme, deci ok, te las. În schimb, prefer să mă duc la red, o să-mi iau red-ul. Deci avem itemul ăsta lui Orn foarte șmecher. Mai am încă 20 attack damage în plus, ceea ce e super, super ok. Da, dau extrem de mult în momentul ăsta. Nu prea mai au cum să mă bată băieții. N-au tanci, asta e problema lor. Bine, au păi la oi, dar îi fac față lejer fiind singur tank. Doamne, ce easy. Doamne, doamne. N-au cum. Dacă nu mă bate ei solo, n-au șansă. N-are cine e de mult. Noi să luăm și ăștia ca să pușăm și noi. Deci noi turnul să câștigăm. Na, am dat mie. Doamne, ce frumos. Deci jucăm super, bro. Super, good game. Da, păi cam atât a fost cu meciul ăsta, Alva Gang. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Adesuat, ne vedem la viitoare. Pa, pa. Pa, pa.